NASA a dezvăluit noul costum spațial pentru misiunea către lună, Artemis. Costumul pentru expediția lunară planificată este mai aerodinamic și mai flexibil decât costumele Apollo și mai potrivit pentru astronauții femei. Costumele lunare albe, mari și umflate, purtate de Neil Armstrong și colegii săi astronauții de pe Apollo în urmă cu jumătate de secol, nu mai sunt la modă. Haute couture lunară cere acum ceva mai mulat și mai confortabil pentru bărbați și femei. NASA a prezentat primul prototip al unui costum spațial de ultimă generație, special conceput și accesorizat pentru primii astronauți care se așteaptă să se aventureze înapoi pe suprafața lunii în următorii ani. Some people may be wondering, hey, how do you even get in this suit? There's a hatch on the back, actually. You can see two hinges here. So this suit's a little bit different than the suits of kind of today that's used in the space station. This is called a rear entry design or a back entry design. This hatch would open up. You would put your feet in, put your arms in, and then kind of shimmy down into the suit. And then we would close the hatch. Programul Artemis, numit după sora geamănă a lui Apollo din mitologia greacă, are ca scop final stabilirea unei baze lunare durabile, ca o piatră de hotar pentru viitoarea explorare umană a planetei Marte. Ținutele purtate pe lună de astronauții Artemis sunt concepute pentru a se potrivi unei game largi de potențiali purtători, acomodându-se la cel puțin 90% din populația masculină și feminină din Statele Unite, a precizat NASA. De asemenea, acestea vor incorpora progrese în ceea ce privește sistemele de susținere a vieții, îmbrăcămintea sub presiune și avionică. Cu toate acestea, aspectul exact al costumelor a rămas un secret comercial bine păzit. Cele expuse au venit cu un strat exterior de culoare gri cărbune cu dungi portocalii și albastre și cu logo-ul Axiom pe piept, menit să ascundă designul propriu al țesăturii exterioare Axiom.